Fermierii bulgari sunt și ei șocați de scumpirile care îi lovesc peste tot. Vecinii noștri de la sud de Dunăre cumpărau numai legume locale pentru calitate și gust. Doar că la iarnă bulgarii ar putea fi nevoiți să cumpere doar roșii și castraveți din import. Cei care au sere spun de pe acum că produsele locale vor fi greu de găsit pe piață din cauza costurilor ridicate de producție, așa că nu este exclus să închidă afacerile. Situația este foarte gravă, prețurile electricității, gazelor, îngrășămintelor au crescut de trei ori, atrag atenția producătorii bulgari. Care spun că este mai înțelept să închidă serele, așa că aproape 90% din producători nu vor mai planta legume pentru că vor avea parte doar de pierderi. Vestea este proastă nu doar pentru bulgarii care cumpărau produse locale, ci și pentru cei peste 30.000 de, de angajați în acest domeniu. La fel de rău este și în Olanda, unde serele au fost deja închise, iar cele din Polonia ar putea avea o soartă similară. Un reprezentant al Federației Asociațiilor Producătorilor Agricoli din Polonia spune că lumea ar putea renunța la a mai cultiva în sere, astfel că la primăvară creșterile prețurilor legumelor ar putea fi dramatice. În acest fel, roșiile din serele poloneze ar putea deveni atât de scumpe, încât ar fi imposibil de cumpărat de către clienții de rând.